Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. În minutele următoare o să descoperim câteva dintre cele mai importante modalități alternative de economisire. De ce economisim? Hai să ne reamintim. O parte dintre nevoi trebuie satisfăcute pe termen scurt. Cum ar fi? Sandvișul de la școală, biletul de autobuz, respectiv un nou joc video. Sunt ele nevoi de bază? Dacă da, atunci e important ca voi să planificați economii pentru a le satisface. Nevoile pe termen mediu presupun alocarea de resurse pentru a termina studiile, pentru a cumpăra cărți sau pentru a merge la o petrecere. Pentru fiecare dintre aceste nevoi putem aloca câte un plic. Nevoile pe termen lung, precum achiziția unei motociclete, unui ATV sau de ce nu amenajarea propriei camere, presupune economisirea pe termen lung, sub forma unui cont bancar ce are atașat un card bancar. Nu uitați, nevoile sunt nevoi superioare. Vă mulțumesc și vă aștept din nou la o nouă întâlnire. La revedere!